Poliția staționează în loc interzis și încă și oprește mașini, inclusiv din Ucraina, că refugiații sau refugiata ce numai de asta mai avea nevoie, să mai comunici cu poliția. Și acum și-o zic că e misiune specială și că poate să stea și fără girofă. Dar stă fix în intersecție și riscă să facă accident. Domn polițist, ia uitați-vă o mașină care staționează în loc interzis. Nu vreți să o amendați? Vă filmez și monumentul o să vă fac. Da, și uitați-vă, nici girofarul nu-i pornit, deci nu e în misiune de serviciu, încalcă legea. Aici e interzisă staționarea, nu? Păi când ești în misiune, pornești girofarul, nu? Că altfel creezi situații de accident. Sau stres. Pentru ce ați oprit mașina aceea de Ucraina? A încălcat ceva? De cetățean care vrea să se respecte legile și drepturile omului. E bună calitatea? Calitate minunată. De cetățean care vrea să se respecte legile. Cum să le ceri altor șoferi să respecte legile dacă voi le încălcați? Primii. Cu tupeu. Aveți vreo delegație oficială, probabil. Pentru asta servește poliția și jandarmeria. Pentru liniștea guvernării. Vreo delegație oficială și între timp hai să băgăm spaima în oameni. Semnul interzice și oprire și staționarea, până la și după. Mașina poliției nici măcar nu e lipită de bordură, stai pe mijlocul drumului, poți să zici. 37704. Și încă sunt în armață, cu pistoale. Pericol public. Credeam că vine delegația oficială. Boierii.